Elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja au participat în acest sfârșit de săptămână la o lecție de istorie altfel. Alături de profesorul Romeo Popa, micii istoriei au trecut în revistă toate detaliile importante care au condus la realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Lecția deschisă a fost găzduită de Palatul Culturii Teodor Costescu. Momentul a început, dacă vreți, în acel an cu 27 martie, când Basarabia a făcut primul pas spre patria mamă. Elevii care fac parte din clubul Amicii Istoriei au participat în acest sfârșit de săptămână la o lecție inedită ce a fost găzduită de Palatul Culturii Teodor Costescu. Pentru că mai sunt câteva zile până la sărbătoarea Zilei Naționale, subiectul abordat a fost Marea Unire de la 1 decembrie. Am venit astăzi aici pentru a omagia ziua de 1 decembrie, în care s-a format România Mare, în anul 1918, la Alba Iulia. Este important pentru voi tinerii să știți trecutul istoric? Da, deoarece prin Marea Unire ne-am format actualul stat românesc și prin Marea Unire am putut observa unitatea, devotamentul și puterea neamului românesc. Eu voi prezenta încoronarea regilor Maria și Ferdinand. Profesorul Romeo Popa le-a vorbit copiilor despre importanța zilei de 1 decembrie și ce simbolizează aceasta pentru toți românii. De-a lungul timpului au existat numeroase momente în care românii au simțit necesitatea construirii unui stat unitar și puternic. E nevoie ca măcar ei, cei de astăzi, să-și dea seama cu adevărat ceea ce a însemnat Marea Unire și ce înseamnă ea pentru noi azi. Nu că cei mari n-ar fi interesați, dar parcă într-un fel sau altul acest sentiment s-a cam estompat, așa să zic, sau lucrurile s-au mai diluat un picuț, dar e nevoie să menținem această conștiință trează. Motiv pentru care eu n-am decât să mă bucur că copiii m-au solicitat să ne întâlnim astăzi. Membrii Cercului Amicii Istoriei și-au făcut un obicei din a marca momentele importante din trecutul românilor. Sunt tineri pasionați de istorie care și-au propus să le reamintească adulților că cei care uită lecțiile trecutului pot pierde prezentul și viitorul.